Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să parcurgem împreună Ora de Vârf, emisiunea în care punem punctul pe i, degetul pe rană și din când în când paie pe foc. Presupunând prin absurd că până zilele trecute mai exista pe această planetă cineva care să nu fie auzit de România în general și de ziariștii români în particular, ei bine, după ce înregistrarea cu echipa Digi24 transmițând din zona conflictului israelo-palestinian în poziția pe burtă s-a viralizat, nu se mai pune problema de așa ceva. Dincolo de comicul situației pentru unii sau de tragismul acestuia pentru alții, în încrâncenarea cu care se discută despre acest subiect depășește cu mult granițele unei gherle sau după caz ale unei lovituri de presă. Deja nu mai e vorba de o rivalitate gazetărească, nu mai e o burtieră tâmpă fotografiată și rostogolită pe rețelele de socializare, ci de însăși credibilitatea meseriei de jurnalist și nu așa de amorul Breslei, ci în contextul în care războaiele se poartă în prezent pe cel puțin două fronturi, dintre care unul este cel informațional. Despre acest război informațional vom discuta în această seară împreună cu sociologul Mirel Palada și cu analistul și profilerul HD Harman, partenerul meu permanent de emisiune, pe care mă grăbesc să-i salut. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! Pentru început însă vă propun să urmărim fragmentul video de la care a pornit Dihonia, precum și explicațiile protagonistei, jurnalista Cristina Cileacu. Vă răspund de la granița cu Libanul. Suntem în nordul Israelului. Muntele care se vede în spate este practic Libanul. M-ați întrebat cum răspund reacțiilor din ultimele zile. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor cunoscuților, necunoscuților, dar mai ales colegilor din toată presa care m-au sunat să spună că ne susțin pe mine și pe colegul Valentin Stan. Mi se pare că așa trebuie să funcționeze presa corect. Nu contează orgoliile, nu contează pentru ce media lucrezi, contează să susții adevărul, pentru că e despre adevăr, nu e despre mine sau despre colegul Valentin. Este despre adevărul pe care toți avem obligația să îl spunem la televizor. Cei care spun că lucrează în presă, dar de fapt contribuie la răspândirea de știri false, nu știu dacă mai merită răspuns. Sunt deja celebră în toată lumea de o celebritate pe care nu mi-am dorit-o, pe care n-am căutat-o, doar mi-am făcut treaba și faptul că sunt amenințată în momentul de față de oameni din lumea arabă, din Turcia și din alte țări din lume, pentru că acest video s-a viralizat, a fost sunat astăzi de presă din toată lumea să vorbesc și să afle cum au stat lucrurile cu adevărat, arată că de fapt acești oameni care fac așa ceva nu pot fi numiți jurnaliști și le doresc, dacă vor să mai facă, să facă această meserie, că până acum nu consider că au făcut-o, să se apuce serios de muncă și de învățat și de știut efectiv ce ai de făcut dacă ești ziarist. Exact. Ok, să ne apucăm serios de muncă, așa cum ne îndeamnă colega noastră Cristina Cileacu, și haideți să vedem de ce s-a viralizat acest video. Acum, eu am să fac o singură referire. Doamna Cileacu păstrează linia dată de partid și de conducerea superioară de partid și de stat. Este exact soluția care i-a fost oferită pentru a ieși din această neînțelegere. În primul rând, trebuie să declar, și o declar, eu admir pe doamna Cileacu pentru ceea ce face în Israel. Pentru o femeie să se ducă ca ziaristă într-o zonă de război și să aibă curajul de a sta acolo, este un lucru fenomenal. Deci aici nu îmi reduce admirația. În acest moment nu îmi reduce admirația pentru curajul doamnei. Dar partidul și statul au ordonat, comunicat al ambasadei americane, jurnaliștii, și citesc ca să fim clari, ca să vedeți răspunsul că este în linia de partid și de stat, jurnaliștii români au dat dovadă de un curaj și de o determinare remarcabilă în timpul relatărilor în direct din Israel. O recunoaștere specială pentru Cristina Cileacu și Valentin Stan pentru respectarea protocolelor de siguranță. Protejarea jurnaliștilor este o responsabilitate colectivă, deoarece aceștia susțin jurnalismul de calitate în fața dezinformării. Ceea ce ați auzit la doamna Cileacu este, de fapt, copy-paste-ul cu mai multe cuvinte a declarației conducerii de partid și de stat de la ambasada americană. Și pe urmă a băgat și ambasada germană capul în poză, a luat cu copy-paste. Exact. Deci, eu înțeleg că trebuia găsit o soluție. Hai să o dăm repede pe dezinformare. De fapt, ceea ce noi am spus că s-a întâmplat aici, că pare a regizare, și o să încep cu elementele fizice ale a ceea ce se întâmplă în această filmare,
imediat, dar vreau să-mi duc ideea până la capăt. De fapt, ceea ce spune dânsa că este regizare este soluția dată de comunicatul ambasadei americane. Ambasada americană a dat-o rapid. Bă, cei care au înjurat pe doamna Cileacu sunteți dezinformatori. Ca să fim clari. Și țineți cu Putin. Și țineți cu Putin. Deci aici chestiunea asta fundamentală că dacă eu am mai spus-o, în momentul în care critici o acțiune care nu e pe zi, critica nu e pe placul conducerii superioare de partid și de stat, ești pro-putinist sau nu muncești, doamna Cileacu ne trimitea la muncă. Păi haide, doamna Cileacu, să vă spun eu. Jilet parbalu care l-aveți pe dumneavoastră, acea vestă antiglonț, în primul rând nu este antibombă. Dânsa nu are, deci ca instrument militar vorbesc, ca element de apărare fizică, aceste veste împotriva gloanțelor sau împotriva unei, să zicem, suflu al exploziei, sunt foarte grele. De altfel, doamna, la începutul filmării, se observă că își ține poalele vestei. Sunt foarte grele, nu se poate deplasa. Dacă doamna stătea 10 minute în ea și se deplasa, pierdea 10 kilograme. Să fim foarte clari, au între 5 și 7 kilograme fiecare din vestele acestea. Vestele sunt foarte... îți reduc abilitatea de a fi mobil. Și dacă vă uitați la toate transmisiile ziariștilor profesioniști care chiar muncesc în zonele de război, nu ca doamna care se dusese la granița cu Libanul sau care era aici în această filmare într-un parc din Tel Aviv, în pace și în libertate, stau în picioare. Uitați-vă la toate transmisiile femeilor ziariste, stau în picioare și cu casca pe cap. Deci au jilet parbal și au cască. Deci este un mecanism de protecție. Lăsând că pe el scrie presă, dă se vede din satelit. Da? La doamna, din nefericire, nu scrie. Deci este clar că... Scria pe spate și n-am văzut. Sunt de acord, scria pe spate, dar pe față scrie și pe dos, scrie și pe față, și pe laterale. Scrie pentru telespectatori, aia scrie pentru... Nu, să vadă cel care trage, Doamne iertă-mă. Lunetistul să vadă acolo. Lunetistul să vadă, să nu omoare presa. Adică sunt niște reguli. Deci ambasada i-a oferit acest culoar de salvare. Doamna pune în aplicare exact declarația ambasadei. De ce era nevoie de acest culoar de salvare? Nu înțeleg. Pentru că minor. E foarte util și pentru că e un element neașteptat de interesant. Asta e principala concluzie. Da, și mai mult decât atât. Da, noi n-am văzut, s-a dat doar câteva secunde cu dânsa trântită pe jos. Ea se observă din privirea dânsei la începutul videoului, la începutul micii filmări, că își caută locul, se duce lângă o mașină. O să râdeți. Când ai rachetă, nu te duci lângă o mașină. Pentru că dacă vine peste mașină, te omoară chiar dacă ești la pământ. Suflul exploziei te omoară, te rupe în bucăți. Deci dacă vorbim de mecanism de, cum spune ambasada americană, de protecția jurnaliștilor, și după aceea o leagă protecția, presupun, fizică, ei nu spun, zice, deoarece aceștia susțin jurnalismul de calitate în fața dezinformării. Dacă ăsta a fost jurnalist de calitate, eu sunt papa la Roma. Nu spun, repet, că femeia nu are curaj. Doamna Cileacu are un curaj extraordinar de a sta într-o zonă de război. Dar ceea ce... Și reacția mea... O zonă de conflict, acolo nu e război. Nu, este o stare de conflict. Păi nu, în Gaza e război. Și o să avem niște imagini cu reporteri care transmit în Gaza. Exact, nu, dar stai o clipă. Sub tirul rachetelor. Că mii de rachete Hamas sunt trase zilnic asupra Tel Avivului și Ierusalimului. Stai o clipă. Da, dar nu e avem cazul în deci, imaginile nu, prezentate. Nu. Dar se aude într-adevăr și aici trebuie să-i recunoaștem. Alarma, nu. Trebuie să-i recunoaștem doamnei Cileacu. Alarma în Tel Aviv, cred că din 3-3 zile și în timp de pace. Nu, din 3-3 minute. Nu din 3-3 zile. În timp de pace, din 3-3 zile. În timp de conflict, sună din 3-3 minute. Dacă doamna ne spunea, uitați cum arată niște măsuri de siguranță ale jurnaliștilor și uitați ce sunt eu obligată să fac. Păi, dar nu ăsta era subiectul. Nu. Chiar dacă ne spunea... Dacă era subiectul, era ok. Era nu cu ok. O aplaudam și spuneam, săraca femeie să poarte 7 kg de blindaj pe ea. Mai ales că ea se vede, ea nu-și strânsese umerii. Da. Se vede. Flâncă-ne pe ea. Flâncă-ne pe ea. Ea abia și-o pusesă. Repet, dacă stai și mergi 10 minute cu ea... A început să sune alarma. Normal, știi cum e? Eu care sunt bine făcut și care mă declar un gras, mândru că sunt gras, n-ar trebui. Nu spune că ești gras, așa. Nu că bine făcut. Așa, nu, spun că sunt gras. Nu asta spun, că-s mândru că sunt gras. Așa.
Doamne, eu ar trebui să o port. Eu ar trebui 15 minute pe zi, că jur că slăbesc 10 kg într-o săptămână. Deci doamna săraca n-are nicio vină că nu înțelege definiția instrumentarului militar, că nu înțelege folosirea ei, că nu înțelege cum te arunci pe jos pe un jilet de bal, că poți să-ți rup coloana. Dacă nu ești atent și calzi, poți să-ți rup coloana, pentru că ea este foarte rigidă. Deci toate chestiunile astea, dacă te uiți la transmisiile femeilor ziariste din zonele de război, ele stau în picioare. Atenție, în picioare stau, pentru că sunt foarte grele și ține corpul. Iar, și repet, dacă ai și casca, în acel moment este un întreg cu totul alt instrumentar de transmisie a jurnalismului. Deci ambasada i-a dat culoarul de salvare, pentru că era clar că... Da, reving cu întrebarea, de ce era nevoie de această salvare? Păi, pentru că credibilitatea ziaristei, care este preferată ambasadei americane, vedem aici, văd aici, de exemplu, în pagina de media, nu facem publicitate, văd și o poză cu doamna, între ziaristă și doamna Kovalevski, ambasadoarea actuală. Nu e singurul ziarist care are poză cu doamna Kovalevski. Sunt convins că nu este, dar trebuie să ne lăudăm. Noi acum, pe vremuri, erau ziariștii care se duceau la ambasada sovietică, pe vremuri, în anii 50-60. Acum ne ducem la ambasada americană, nu e nicio problemă, este o modă să fii invitat. Eu ți-o minte, acum 10-15 ani, în Statele Unite fiind, cum erau drame, adevărate drame, drame personale ale ziariștilor care nu mai erau invitați la Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii. Așa, la ambasada americană. Deci e un fel de validare. Când ești invitat în ambasadă, ești validat că faci parte din clubul select al democraților, al iubitorilor de democrație și de libertate națională. A dat partidul linia, femeia și-a spus cuvântarea, asta este. Întrebarea mea este, vorba de muncă, da? Are acreditare la Marele Stat Major al Armatei Israeliene? Are acreditare la biroul primului ministru? Probabil că are. Păi și atunci să transmită de acolo. Știți că Armata Israeliană are 6 conferințe de presă pe zi. 6! În timpul acestui conflict cu Hamas. 6! Da? Trebuia să ne transmită, de exemplu, conferința de presă atunci când a apărut minciuna colosală globală a rachetei care... A căzut în curtea spitalului și unde timp de ore în șir s-a vorbit că Israel a aruncat cu o rachetă într-o curte de spital. Deci, așa a spus ministrul sănătății din Palestina. Din Palestina. Da, al autorității palestinene. Și pentru care New York Times și-a cerut scuze. Da, exact. Și nu numai atâta, dar patru guverne până la urmă au intervenit, ultimul fiind cel canadian care a spus satelitar, se dovedește că nu. Dar inițial ai avut un oficial al armatei israeliene care a zis s-ar putea să fie tras la... Ai avut și această greșeală de comunicare, ai avut un oficial al armatei israeliene, dar după aceea, în momentul în care au început să se vadă... De ce? Doamna trebuia să fie acolo dacă vorbește de muncă. Da? La acea conferință de presă, pentru că acel subiect este dramatic despre dezinformare. Că tot vorbește conducerea superioară de partid și de stat a ambasadei americane despre dezinformare. Da, Mirel Palada, eu aș vrea să atingem și această chestiune, pentru că incidentul în sine este unul minor și care, în mod normal, nu trebuia să fac cariera mai mult de jumătate de oră pe Facebook, să spunem. Dar adevărul este că el a fost preluat de propaganda pro-palestiniană și rostogolit sub narativul, să spunem, uite cum dezinformează Israelul și cum manipulează sau ziariști străini, cum dezinformează prin... societatea occidentală. Exact. Da, da. Prin astfel de făcături, da? Da. Iar cred că de aici a pornit... Uitați, fapt, aici pe spate, gravitatea subiectului și nevoia intervenției ambasadei americane, totuși. Da. E puțin cam mult. E cam groasă. Într-o chestiune internă a presei românești, să spun. Nu, dar stați că a venit și premierul Ciolacu, să spun. Adică s-a transmis ordinul în toate părțile cu putință. Aia a fost o gafă a premierului Ciolacu. Premierul Ciolacu a fost primul care... Aia a fost o gafă totală. Avem următoarele 3 cuvinte care trebuie să fie analizate în cazul acestui subiect. Este vorba despre profesionalism, acel cuvânt care a fost clamat de către doamnă și care este contestat. Este vorba despre inadecvare și este vorba despre penibilitate. Ele merg toate 3 mână în mână. Pentru că, hai să vă facem o analogie. Să zicem că ei o persoană zveltă, frumoasă, nemaipomenit, așa ca noi doi, glumesc acum. Mai ales ca noi doi, în special. Sau, lasă-ne pe noi doi. Ei un șoarece de bibliotecă, da? Știi că sunt stereotipurile alea în filme cu... Fata aceea frumoasă, cu ochii luminoși, serafică, care are ochelari, care are ochelari cu multe dioptrii și o pui la forjă.
sau o pui pe grămadă la rugby. Se face varză în 3 secunde. Sau mă pui pe mine la strung și face misiune cu palada, de la strung. Cum își bag el deștele în strung și rămâne fără ele. Rămân vreo două dește pe acolo și fac dește așa, bam, 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 în toate părțile. Sau pe Harman să fugă maratonul, da. Să facă maratonul, adică... Și vii și spui, palada e profesionist. Harman mai are un pic și câștigă maraton. Exact. Domșoara de la bibliotecă este cea mai potrivită pe grămadă. Ai văzut ce bine am împins? Da. Doamne, ce pricepere! Despre asta este vorba. Las la o parte răutăcismele că, de fapt, tanti se preface și că e prefecătorie și ipocrizie, că ea încearcă să facă un subiect din nimic. Că ne ducem în dreptul unui parc, așteptăm să urle chestia care urlă de 3 ori pe oră sau de câte ori urlă și când urlă, eu am vorbit deja cu cameramanul, fii atent, eu fac 3 pași aici, mă las pe burtă, tu te lași, faci un prim plan de la frumos așa. Cadrul era minunat. Cadrul era profesionist. Nici curat, înțelegi? Da, mamă, ce... Deci aia a fost o chestie regizată. Celălalt cuvânt care trebuie să fie introdus în această discuție îl reprezintă regizarea, autenticitatea. Pentru că ăsta merge mână cu profesionalismul, respectiv cu neprofesionalismul. Pentru că ea... Uite, vezi, nu scrie presă pe acel jilet parbal. Nu scrie nimica. Este dată efectiv și, atenție, acest instrumentar militar nu este omologat. Deci ea nu are decât o singură bandă de prindere. Nu cred că asta e relevant. Nu, este relevant pentru că îmi dovedește că ea n-a folosit niciodată. Rar. Dacă ar fi știut să o folosească, e instinctual să-ți tragi, că sunt ca la parașută. Îți tragi pe tine. Este penibilă, este patetică. Noi acum dăm în paralel și cu imagini cu alți reporteri de front. Care sunt acolo. Și aduce o gravă atingere ideii de profesionalism și de jurnalism. Adică vine să distrugă legitimitatea ăstora care chiar sunt acolo. Și care au chiar murit uciși. 23 de ziariști. Sunt 10 de jurnaliști. Da. Nimeni nu-i contestă priceperea profesională doamna Cileacu cu chestiile alea de tip servite de la ambasade. Servite, sunt niște interviuri foarte profesionale. Foarte servite. Dar nu contează. Emisiunea interesantă. Și care are o foarte mare legătură cu serviciile, cu nevoia noastră de minister de externe, relaționare. N-ai de unde să știi cu serviciile. Am zis și eu așa la întâmplare, da? N-ai de unde să știi. Nu vorbesc de pașaportul diplomatic, de relația cu... Dar nu are legătură. Deci nimeni nu contestă priceperea dânsei să stea în talk show aici ca noi. Cum probabil că nimeni nu ne contestă nici nouă faptul că suntem niște talking heads. Dar pune-mă pe mine, corespondent de răspuns. Suntem vorbitorinci, te rog frumos. Vorbitorinci. Talking heads. Mie talking heads, mie să-mi dai. Discuțiologi. Cum? Discuțiologi. Exact. Foarte frumos. Exact. Foarte frumos. Nimeni nu-i contestă faptul doamnei că s-a dus acolo. S-a dus acolo. Nu, curajul de a se duce este acolo. Dar s-a dus în Tel Aviv. E ca și cum te duce la Kiev și zici că eu transmit acum de pe front. Care era 340 de kilometri departare. E ca și cum te duce la Cluj și zici: Dumnezeule, acum în Portul Constanța fi ceea ce se întâmplă și niște valuri remarcabile. Traficul din București. Da, traficul din București. Înțelegi cum era aia, mă? Este scena aia genială când o tipă transmite de la malul mării. Era o furtună și bineînțeles că reporterii trebuie să ducă în furtună și să se bage în băltoacă și așa. Băi, și vine un pește. Nu mai știu dacă i-ați văzut cineva cu un pește sau nu. Deci vorbește și, mamă, ce furtună este scena asta. Și faci când poc, îi dă un pește peste față. Da. Genială chestia. Da. Inadecvare, neprofesional, lipsă de profesionalism, penibilitate, pentru că până la urmă televiziunea, ca și actoria, ca și politica, ca și preoția, este o chestie de prestigiu și de performance, de felul în care îți îndeplinești o pricepere actoricească. Și dânsa face parte din actorii proști. Pentru că dacă îl pui pe cineva pe scenă să zică, nu știu, a fi sau a nu fi, ce zicea Hamlet acolo, bălmăjești. Asta a făcut și dânsa. Și se vede din gesturi chestii pe care n-ai cum să le ascunzi. Și asta este prima parte a discuției. A doua parte a discuției pe care am acoperit-o, de ce a venit ambasada americană? Păi din două motive. Unu, ca să-și protejeze setul pe dânsa, pe persoană fizică, și nu spun mai mult. Doi, pentru că și-au dat seama de marele pericol de delegitimare a discursului, pentru că ei proiectează
tot ansamblul ăsta, sistemul militar, industrial, cinematic, mediatic occidental, care are un punct de vedere la adresa oricărei chestii și vine să proiecteze adevăr oficial, și-au dat seama că se decredibilizează. Se decredibilizează groaznic și că e un subiect... Și că viitor, munca viitoare a acestui... Exact, e din ce în ce mai complicată. E din ce în ce mai complicat. Că au scăpat subiectul din mână și că... Da, de sub control. L-au scăpat, sub control. Tehnologic l-au scăpat exact. De sub control. Da. Și aici vine adevărata discuție. Da. Este vorba despre problema de credibilitate a discursului narativ. În fiecare din aceste subiecte, nu contează că este vorba despre ce se întâmplă acum Israel-Palestina, de ce s-a întâmplat înainte... și acum nu mai discută nimeni nici că se întâmplă și acum, dar deja zicem că s-a întâmplat înainte, Ucraina, Rusia. De ce s-a întâmplat? Mai e război în Ucraina? Exact, mai e război. De ce s-a întâmplat? Eu așa știu. Este război și acum, fără nicio glumă, pe mine m-a durut în internet, pe internet a apărut de câteva săptămâni această glumă, de câteva zile, această glumă macabră. Uite cum Hamas a încheiat războiul din Ucraina. Da, și uite cum Putin a încheiat COVID-ul. Da. Deci da? Sunt glume macabre, însă care exprimă și aici un adevăr subliminal. Da. Păi am avut COVID, ne-ați închis Europa, ne-ați închis lumea 2 ani de zile și a trecut. Și când încă era COVID? Încă era COVID, Putin a schimbat narativul. Da, intră în Ucraina, ocupă Ucraina ilegal și nu mai e COVID? Da. Adică soldații ăia nu mor de COVID? Păi la gripa spaniolă. Și noi am mai discutat, la gripa spaniolă, jumate din soldații de pe frontul primului război mondial au murit de gripă spaniolă. Nu de glonț. Nu de glonț. În tranșee mureau de gripă spaniolă. Adică, la un moment dat, numai COVID pe tranșeele alea. E, uite cum această barbarie făcută de Hamas pe 7 octombrie a schimbat narativul despre războiul. Și aici discutăm despre narativ. Ucrainian. Dacă te duci în 1980, aveai un narativ cu Afganistanul. Dacă te duci în 1970, aveai un narativ cu Vietnamul. Cu Vietnamul, dacă da. Dacă te duci în 1950, aveai un narativ cu Corea de Sud. Indochina și Corea. Da. Bun. E, ideea este următoarea. Există o parte a conflictului care vine să-și asume în integralitate dreptatea, adevărul și morala. Se așează pe un soclu mare de monopol moral și vine și zice de la înălțimea lor de semizei, noi suntem singurii care avem dreptate și noi deținem adevărul și doar noi avem voie să ne exprimăm pe acest subiect. Altfel, restul e dezinformare. Nu, sunteți putiniști, sunteți sataniști, este dezinformare. E dezinformare, da. Sunteți răi. Și atunci când se întâmplă o situație care să vină să ciobească această perfecțiune, cum să-i zicem, această perfecțiune heideggeriană, liceanească. Da. La fel cum Liceanu și Cupleșu sunt singurii care au voie să spună noi suntem boierii, minții și intelectualii. Restul sunteți niște pleavă. Suntem urmașii filozofilor români. Da. Suntem urmașii Doar unici. Noi avem Doar voie noi să spunem avem, ce este bine și ce este rău. Vine Statele Unite, vine Israelul, vine Uniunea Europeană, vine Digi24. Iar Digi24 e foarte priceput în a se așeza pe acest soclu și a zice noi suntem singurii morali, voi sunteți niște scârbe, niște primitivi, bă, voi sunteți niște viermi, niște viermi medievali care aveți un public de viermi medievali, doar noi avem adevăratul public. Și când vine să-și dea cu Tesla în degete, ca să nu zic în alte părți, și să dovedească neprofesionalism, fățărnicie, regie și penibilitate și inadecvare, se crapă ciob, uite cum sunt eu care am telefon. Se crapă cristalul. Tot timpul am ecranul spart la telefon. S-a spart perfecțiunea. A căzut de pe soclu. Nu mai au voie să fie sus, să împroaște lichid asupra celorlalți. Păi nu, dar tu ai văzut cum a fost replica practic la chestia asta? Nu este, dom'le, ce am făcut eu, poate nu-i tocmai ok sau am fost prins. Nu. Voi sunteți niște nenorociți care nu aveți dreptul să comentați așa. Să comentați că eu muncesc. Sunteți pe canapea acasă și Muncesc la televizor. Și eu muncesc. Ia, folosește adică acest cuvânt. Eu pot să fac orice, voi nu aveți dreptul. Da, tu muncești prost. Exact. Nu, dar ea face apel la această valoare a muncii. Ambasada SUA și am văzut... Linia partidului și documentelor de partid spune clar că este vorba de dezinformare dacă te iei de dânsa. Da, nu că ea păcălește dezinformează. Nu că ea dezinformează. Nu, dar e foarte interesant că în comunicatul ambasadei SUA spune că principala datorie a jurnalistului este să stea în siguranță. Da. Păi atunci să stea acasă. De ce păi să stea acasă pe canapea, cum Eu credeam că principala datorie este să informeze publicul. Da, exact. Da.
Eu sunt curios câtă lume se informează din relatările Cristinei Cileacu de la Digi24, dacă vrea să știe ce e acolo. Nu știu. Nu știu. Și există chiar lume care o consideră că este singurul adevăr. Nu care se uită. Sunt convins că se uită destui și crezi așa mai... Nu contest. Dar câți iau ca sursă primă de informare? Dom'le, ce mai fi pe acolo? Ia să vedem. Păi dăm pe Digi, o vedem pe Cristina Cileacu, ne spune de la Facebook. Aici... Aici eu n-am să intru în, în această polemică foarte contundentă, cât de buni sunt cei de la Digi, nu n-am să-mi critic colegii, suntem totuși până la urmă. Tu-ți permiți că ești sociolog. Noi totuși, nu, dar eu critic sociologii, eu vă spun că pielea nu e în sociolog. Special pe În special pe sociologi. Așa, acum, ca să fim clari, noi eu cu Radu Preda, care mâncăm zilnic praful de la... cum se cheamă, din studiouri. Da, mă, dar vă afectează... Ne afectează enorm. De ce? Legitimitatea meseriei. Pentru că vă dacă eu mă duc... toți de râs. Exact, așa. Pentru că dacă eu mă duc acum în zona de război, spun eu că și pe mine mă vei vedea cu cască, chiar cât de gras sunt, și cu jilet parbal și dacă ești îmi pun și cizme de oțel, numai ca să nu pățești ceva. Sunt absolut de acord. Dar trebuie să scrie presă pe mine. Este un cod internațional. Doamna Cileacu nu avea în acel moment... nu intrase în codul internațional măsurilor de precauție pentru ziariști. Da. Deci neprofesionali. Deci, poate nu avea nevoie de măsuri de precauție acolo unde e. Așa. Nici acest tânăr, uite-te, nu are vestă, nu are nica. Dar se observă că el este în mijlocul la câteva minute, zeci de minute. A bubuit ceva acolo. A bubuit acolo. Se vede fumul. Se vede pe față. O să vedeți că schijele îl ating direct. Uite. Așa. Uite. Da? Deci, din nefericire este luat. Uite, este ridicat. Așa. Ca victimă. Din nefericire, asta înseamnă o muncă. Doamna Cileacu ne trimite la muncă. Mie mi-a părut rău. Uitați-o pe tânără. Tânăra scrie pe ea de sus până jos presă. Deci și acolo chiar a căzut o rachetă la 100 de metri. Acolo a căzut la 10 de metri în linie dreaptă. Este în Gaza. Apropo, este în Gaza. Este sursa Al Jazeera. Eu am văzut tot filmulețul. Are 4 minute. Ea se panichează și vezi moderatorul, auzi moderatorul din studio cum o calmează și spune du-te imediat, dați-i apă. Deci este transmisia în direct. Atenție, e atât de sine verite că nu poate să fie manipulare. Femeia aia se panichează. Sau o fi manipulare, dar e făcută... Nu e. La carte. Adică atât de dure, că până la urmă subiectul reportajului n-a mai contat. Acele 4 minute au reprezentat adevărata istoria jurnalistei respective și care au lansat-o. Asta, uite ce se întâmplă. Asta se întâmplă acolo. Asta se întâmplă. Și este el din Qatar. Și nu s-a așezat acolo să știe că pică pe Nu, ei au decis unde să se ducă. Da? Deci producătorii nu s-a așezat. Ea nu și-a ales locul lângă mașină. Uite, au pus-o pe o terasă să se vadă orașul Gaza. S-a văzut fix bubuiala. S-a văzut fix bubuiala, că așa a fost. Ea panichează. Se simte omul. Că asta e ziaristul, e un om. Da? Și la Cileacu se simte inadecvarea. Exact. Se simte regia. Se simte făcătura. Da. Cum să fii panicat acolo unde merg oamenii pe bicicletă? E adevărat, se aude o alarmă, dar... Da, se aude. Și am să vă spun un singur lucru. Dacă ar fi spațiile așa de mici ca și în București, dacă în militari ar suna o alarmă aeriană, am auzit-o și noi aici sau am auzit-o și noi pe Calea Victoriei. Radu, da, se aud. Sunt filme bune și filme proaste. Eu le explic copiilor mei, fetelor mele. General, panica e o chestie colectivă. Adică dacă îți spui din jurul tău că intră în panică, intri și tu. Băi. Acolo, ia tocmai spunea, doamne, păi localnicii sunt obișnuiți cu alarme. Sunt normal că ei nu se aruncă pe burtă. Știi când îți dai seama că e un film bun? Te uiți la un film și vezi că e un film bun? După ce ai văzut multe filme proaste, asta e prima lecție pe care le-am dat-o fetelor și le-am spus ca să trebuie neapărat să vedeți filme proaste ca să înțelegi filmele bune. Da. La fel ca și la cărțile bune, cărțile trebuie proaste. Să citești cărți proaste. Și când îți dai seama de jurnalist bun, când vezi jurnalist prost. Și când o vezi pe tanti Cileacu, care este inadecvată, nepricepută, lipsă de profesionalism și e posibil să fie și fățărnicie. Aici îmi permit să... Eu am acuzat-o. Eu în poziția mea am spus că am mai muțărit victimele. Asta e opinia ta. E posibil. Nu, eu nu cred că e fățărnicie. Eu cred că doamna Cileacu nu a realizat. Eu cred că doamna Cileacu nu a realizat. Așteptăm să fie alarma. Vali Stan, cum îl cheamă pe operatorul? Da, au ajuns să văd și cum îl cheamă operatorul. Valentin Stan. Da, așteptăm să facă miau-miau și când face miau-miau, eu fac trei pași aici cu grația mea de gazelă. Și tu cu grația ta de consemnezi, eu nu cred asta. Nici eu nu cred. Da, eu cred. Aici nu sunt de acord. Dar sau poate chiar nu sunt de acord poate nici măcar nu chestia asta. Da, dar dă de bănuit. Această imagine. Și afectează credibilitatea întregului jurnalism. Întregii tagme de jurnalism. Și adevărului pe care doamna Cileacu putea să-l spună simplu. Și dă prilejul
celelalte tabere, să zică să spună, uite, mincinoși. Ce nenorociți sunteți. Pentru că problema fundamentală nu este că noi în România am luat atitudine. Eu, de exemplu, din punct de vedere al victimelor atentatului terorist din 7 octombrie, am spus, asta e o maimuță reală, ai maimuțărit. E într-o poziție oficială și deschisă, publicată de altfel. Ai maimuțărit morții din 7 octombrie. Ți-ai bătut joc de ei. E opinie personală, atenție, este o opinie, aș spune, sanguinară. Dar ce este dramă este că această doamnă a permis exact celor care dezinformează, exact celor care luptă împotriva Occidentului, exact celor care vor distrugerea Israelului să spună, ia uite, nu v-am spus noi, ia uite cum asta minte. Făcătură. Făcătură. Și acest lucru mă deranjează pentru că ambasada SUA nu a recunoscut acest efect. A apărat persoana care a declanșat acest lucru. Ambasada SUA a încercat să contracareze acest exact. Efect. Drama este că ambasada SUA în acel moment intră pe linia dezinformării. Nu, da, ambasada acest SUA instrument se adresează altui public decât cel care... Nu există alt public. Și doamna săraca, doamna Cileacu, a fost așa de delegitimată de atitudine da. Ambasadei SUA. Da, i-a făcut mai rău. Și ca aprobă, când noi am văzut, și bravo celor din redacția de la Metropola, când noi am văzut mesajul ambasadei SUA pe care doamna practic îl pune pe Facebook, pe toată cuvintele, lumea cuvintele sale, în acel moment am înțeles că de fapt este, aici discutăm, dar îți amintești, eu n-am fost de acord cu reacția lui Victor Ponta, i-am și spus, i-am și scris-o, dar tu ți-amintești reacția doamnei la ceea ce a scris Victor Ponta pe internet, doamna Cileacu l-a făcut, n-avea nicio legătură. Răspunsul îți explic de ce a dat-o. Nu, mi s-a părut uluitor de ce au încercat prin reacția lui Ponta da, să deflecteze. Să deflecteze de la adevăr. Și nu le-a reușit. De ce? Pentru că în secunda 2, adică la câteva ore după apariția filmulețului, de la Al Jazeera până în Mexic, toată presa internațională a făcut mișto de ea. Drama este, noi am mai avut un caz de o femeie excepțional de inteligentă și o ziaristă excepțională care de foarte tânără a fost eroină mondială. A fost vedetă internațională datorită unei povești de dragoste. Andreea Iscă? Cine? Problema fundamentală este că acolo nu s-a discutat despre... Acolo n-a fost vorba decât de o poveste de dragoste. Aici vorbim de crime, de război. Aici vorbim de existența unui stat unde tu, ca ziarist, n-ai voie să te joci. N-ai voie. Mai mult decât atât. Dom'le, stăteau și băteau la ușă. Stăteau avioanele în aer să obțină aprobare, să aterizeze pe Tel Aviv cu șefii de la lume, și a fost Ciolacu cu 3 zile înainte acolo, domnule. Era în poză. Și dintr-o dată o ziaristă română, pac, la războiul, ne aruncăm pe jos. Deci avem... Sunt atât de multe elemente care au lovit. Avem o ziaristă care de ani de zile lucrează la una din televiziunile care este acuzată că este oficina serviciilor. Și face o emisiune care... Acuzații neprobate. Ascultă-mă, bănuită. Da. Și care face o emisiune cu un specific al serviciilor, că relațiile diplomatice, vorba despre servicii, pașaport diplomatic. Cum, și are, și are acces privilegiat. Nu sunt de resortul diplomației, de ce spui că sunt? Și are acces privilegiat. Eu am să te contrazic. Ai lăsat-mă și pe mine că te-am contrazic. Ambasadorul Israelian n-a putut astăzi să vină la mine la dialoguri. Vom face o înregistrare cu dânsul și o să o dau ca emisiune distinctă și n-am nicio relație cu serviciul. Și are acces privilegiat la ambasadori în mod constant, ani de zile, și care se duce acolo să servească interesele de comunicare oficiale. Poate pentru că este o ziaristă foarte profesionistă. Și care imediat sare premierul și imediat sare ambasada americană și voi vreți să-mi spuneți că nu este niciun fel de bănuială? Da, nu știu, la Larry King nu cred că a fost. Știți cum zice... Nu putem opri sociologul să aibă niciun fel de bănuiel, dar nu înseamnă știți că cum, există știți și cum zic, certitudini. Anglosaxonii? If it walks like a duck, if it quacks like a duck, it's a duck. Then it must be a duck. It must be, but... Then it must be a duck. Nu știm cu siguranță. Da. Nu știu. Pe mine mă distrează. Deci dar reacția ambasadei americane a fost so telling. Ca să nu, și a fost penibilă. A fost genial. Nu, nu, stai. Noi, cum adică? Siguranța jurnaliștilor și dezinformarea? Adică pui, știi cum e? A mai fost o declarație foarte cumplită a unui politician american care punea sionist și nazism în aceeași frază. Cum adică? Pui, dacă îți spun că de fapt doamna Cileacu nu era sigură în jiletul ăla parbal. Nu era. Dacă doamne ferește exploda ceva lângă ea,
această îmbrăcăminte pe care eu o pusese aproape invers, n-avea nicio valoare să o protejeze. Era ca palada la strung. Era ca palada la strung sau ca Harman la maraton. La maraton. Mamă, de-abia aștept să te văd la maraton. Exact, da. Dacă o să mă vezi la maraton, înseamnă că... Odată. Odată, măcar. Da, facem istoria presei. Dar ideea este alta, Radu Preda. Să fim foarte clari. Nu pui siguranța jurnalismului cu dezinformarea. Păi ce are siguranța jurnalismului cu dezinformarea? De ce trebuie neapărat să pui în aceeași frază și în același comunicat chestia de băț în gard? Eu înțeleg că ambasada americană are o problemă de credibilitate și o are, și nu numai în România. Du-te în toate țările europene, ambasadele americane au probleme severe de credibilitate. Ei nici, știți că comunicatele lor nici măcar nu mai sunt publicate. Deci, nici n-apar. Și aici părerile sunt împărțite. Adică da. Sunt oameni care sunt... Deci, cei de la Digi24 și tot mecanismul, da, care a încercat să păstreze legitimitatea, poziția pe soclu, da, monopolul cristalului pur, s-au agățat cu disperare de orice pai. Și este foarte interesant incidentul cu Ponta. De ce spun chestia asta? Pentru că ce se întâmplă? Ei aveau nevoie disperată de un pretext ca să nu se discute despre subiectul A, ce penibilă a fost doamna Cileacu și e posibil să fie dezinformare. Uite cine vorbește. De ce? Pentru că ei au un public foarte bine definit, cei de la Digi24, că este publicul tefelist care a fost tot timpul în gură cu puie monta de 10-15 ani de zile. Da. Și care îl urăște în mod sincer pe Ponta, la fel cum generația noastră a urât în mod sincer pe Iliescu. Și dacă spuneai orice despre Iliescu, dintr-o dată noi vedeam roșu în fața ochilor și ziceau da. Nici nu mai conta ce se mai spunea. Ți se flutura pânza roșie în fața ochilor și gata. La fel, la TFL-i, dacă le zici Ponta, nu contează, putem să discutăm și despre picturile lui Picasso. Ponta. Da. Și atunci a fost ca o gură de oxigen pentru ei. Că a venit Ponta să zică ceva, păi acum nu mai trebuie să mai discutăm despre Cileacu. Trebuie să le dăm Ponta, TFL-ilor, da, noștri, cele 5 minute de ură, ca în Orwell, ca în 1984. Da, exact. Zicem Ponta. Ponta! Da. Mai zicem o dată, Ponta! Da. E un mecanism de deflectare a subiectului care merită să fie discutat, pentru că telespectatorii, cei care se uită la noi, trebuie să înțeleagă aceste mecanisme, aceste strategii prin care se abate atenția de la un subiect, se mută în partea cealaltă, care sunt motivațiile din spate, dacă e o pricepere sau nu. Ce a făcut Digi24 cu incidentul Ponta e mult mai mare pricepere de comunicare decât ambasada americană. Decât ambasada americană, de sau decât doamna Cileacu în sine, că s-a trădit pe burtă, sau când a venit cu materialele alea patetice, să zică, vai ce profesionistă sunt și uite, eu sunt la Liban și cum nu mă credeți? Te credem, doamnă, dar de asemenea te credem că ești nepricepută, ești boambă, bre, ești boambă. Nu, dar, ce căuta acolo, aici palada ai dreptate. Palada n-are ce căuta la strung. Da. Eu dacă pun un filmuleț cu mine la strung, nu o să conteste nimeni că palada e la strung, că nu e Photoshop. Bă, da, sunt vai de capul meu. Bine, dar să ne reținem totuși de la etichete de astea. Nu, vorbim frumos, e o doamnă. Da, este o doamnă. E o doamnă, și o boambă. Nu. Da, nu. Hai să refrazăm. Nu, chiar trebuie să refrazăm. Împiedicată e bine? Da. Nu știu. Este un malat de acolo. De ce trebuie să punem epitete? Exact. Da. Pentru că toată lumea pune epitete și pentru că fără emoție și fără epitete nu există discurs. Pentru că doamna Cileacu l-a făcut pe Ponta. Nu, mai ții minte, doamna Cileacu, doamna Cileacu un răspuns l-a făcut pe Ponta mincinos. Da. Și Ponta e un epitet. Ponta a zis o chestie absolut normală, firească. Doamnă, fai de capul tău. Deci, adică doar ei au voie să dețină monopolul emoției, eu n-am voie să spun cuvinte? Da, nu, păi nu, că exact, păi nu, așa e explicat. Păi doar Liceanu are voie să jignească, să spună... Zi, numai Digi24 și doamna Cileacu ne trimit la muncă. Cine? Tu, să nu pronunți. Ce cuvânt? Cu, apropo de Liceanu. Deci, ușor. Ia ușor, Mirel, că zi, numai Digi24 are dreptul, numai doamna Cileacu are dreptul să ne trimite la muncă. Numai doamna Cileacu și Digi24 și Liceanu au voie să fie indignați. Au voie să stârnească emoții, au voie să fie vehemenți. Ceilalți sunt niște viermi dacă fac chestia asta. Nu, ceilalți se duc la CNA dacă pune epitete. Dar faptul că l-a făcut pe Ponta mincinos pe un filmuleț adevărat pe care ea nu l-a negat. Doamna Cileacu n-a legat filmulețul. Că dacă era mincinos Ponta, treia să fie așa. Ești un mincinos, acest film este un fals. Atunci a mințit.
Dar faptul că îți merg ăștia cu bicicletele prin spatele tău când tu te filmezi pe jos... Benny Hill. Și tu nu ești... Ești localnic, ești obișnuiți cu alarmele, iar ea trebuia să se comporte cum a fost instruită. Deci lor s-a făcut un instructaj. Auzi alarmă, te arunci pe burtă. Tot penibil a fost. Da, da, problema este, da, de ce pe jilet parbalul ăla nu scrie presă? Că peste tot scrie presă. Atenție, deci unde te duci, scrie mare presă să se vadă din satelit. Radu Preda, două imagini țin să se consemneze și ambele conțin emoție. Prima, palada cu degetele în strung. Și a doua, te rog eu frumos, toată lumea știe, sau mă rog, nu mai poți să mai beau cafea o dimineață asta. Cei care se uită la noi, îl vom aduce să aminte Benny Hill, cel micul chel, când alergau ei și era muzica aia, tu-du-du-du-du-du-du, și alergau unul după altul și Benny Hill prindea pe la micul și îl bătea pe cap și făcea pum-pum-pum-pum-pum-pum. Asta a fost doamna Cileacu. Asta a fost secvență de Benny Hill. Bun. Întrebarea este că acum noi discutăm chestia asta concretă, că așa ne place. Pe ambasadorul SUA o cheamă Kathleen Kavalec, eu am zis Kovalevski. Este doamna Kathleen Kavalec, trebuie să fac ne bucurăm că cine știe cu ce drept la replică ne mai trezim. Da, totuși hai să punem în context mai larg chestia asta. Războiul se poartă și pe front, deci rachete, puști. Totdeauna se poartă și pe front mediatic. Da, numai că acum se pare că a devenit mai important războiul informațional decât automat? Adică poți câștiga războiul fără să-l câștigi pe da? Teren. Da, e și un film pe tema asta, Wag the Dog. Nu, dar așa este. În acest moment observăm că Israelul are o problemă în a... Știi cu cine înseamnă Israelul? Cu cine? Cu doamna Cileacu. Are o mare problemă de credibilitate. Nu cred că un stat... Atenție, din punct de vedere, e o alegorie, din punct de vedere al căderii de pe soclul de monopol al virtuții. Eu cred că Israelul are o problemă cu acest război fundamental al dezinformării. Da. Aici este cu un pas în urmă. Eu mă mir pentru că mecanismul de erau mai pricepuți până acum. Erau mult mai pricepuți. Uite, nu, mai spus-o într-o emisiune. Seamănă cu doamna Cileacu. Foarte bine. N-aș face această alegorie. Dar ideea este fundamentală. Radu Preda a avut mi-a spus într-o emisiune un argument excepțional care pe mine m-a lăsat mut și e cam greu să-l lași pe Harman mut. Mi-a spus, zice, se observă că la toate campaniile politice până acum erau consultanți din Israel care veneau, da? Uh-huh. Făceau pricepuții perfecții. Da. Și dintr-o dată ei înșiși nu au în acest moment o campanie în războiul nevăzut, în războiul media de propagandă care are loc, pentru că, voi observați un lucru, în Occident nu vorbește nimeni de cei peste 1400 de evrei, evreice, bătrâni, femei, copii. Deci momentul 7 octombrie nu mai e. Nu mai există. Nici ostatici. Și nici cei peste 220 de ostatici. Eu atrag atenția și o spun cu toată responsabilitatea. Israelul, din punct de vedere cultural și religios, nu a dat publicității barbaria atacului. Acolo au avut loc scene de Shoah. Eu atrag din nou atenția ca să se înțeleagă, din punct de vedere cultural, religios. Din motive. Din motivul acesta, Israelul nu a dat uite-l pe ăla cum trece publicității momente și nu a povestit barbaria care a avut. Și a pierdut războiul mediatic. În acest moment noi nu vorbim despre 7 octombrie, care a declanșat această criză fundamentală. Cei 3.000 de copii răniți în Gaza. Da, și despre spital. Care e foarte adevărat. Adică, despre ONU și despre faptul că... Deci punem un adevăr asupra altui adevăr, dar adevărul care a declanșat această criză uluitoare și care va redefini Orientul Mijlociu. Eu sunt foarte clar că după acest război se va redefini relația de putere în Orientul Mijlociu, pentru că acum ai cu tot alți jucători. Exact în momentul în care era pe cale să se așeze altfel. Exact în momentul în care era. Deci, doamna Cileacu vine să ne arate ce? Că nimeni la ora actuală nu poate să aibă autoritate asupra, exact ceea ce spune Mirel Palada, emoției. Este vorba despre pierderea monopolului la adresa vehemenței, moralității, perfecțiunii. Da. Până acum Israelul era pe post de victimă. Noi, de pe vremea Egiptului și a Babilonului și a prigoanei medievale la adresa noastră, făcute de creștini, și pe vremea nazismului, tot timpul am fost victime. Și acum, pe cale de consecință, suntem în continuare victimă și avem dreptul, obligația morală să deținem monopolul moral. Cam ăsta era discursul Israelului până acum. Și acum vine acest incident care vine să ciobească. Să-i dea jos de pe soclu și să nu mai fie victimă și să vină lumea să zică, da, voi... Acum au fost victime, stai au fost victime, dar acum vorbesc de comunicare
de comunicare, de felul în care le este contestată. Că n-am înțeles. Au fost victime pe 7 octombrie. Au fost victime pe 7 octombrie, dar felul în care discursul general, mondial, până și în zona occidentală, unde Occidentul este de manieră constantă aliatul Israelului, sunt voci din ce în ce mai vizibile care să vină să zică da, da, vedeți că și voi faceți, da, da, vedeți că trebuie să respectați drepturile războiului în sensul ăsta. Da. Își pierde monopolul asupra moralității. Da, și asupra adevărului. Da, arătați, chiar dacă punctual va agresori. E Linceanu în chiloți. E Digi24 cu cileacul care e pe burtă. Bine. Eu vă propun să nu ne apucăm noi să dăm sfaturi, mai ales gratuite, consilierilor izraelieni în comunicare. Timpul s-a scurs. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Ne revedem în weekendul viitor, sâmbătă și duminică, de la ora 9. Până atunci, toate cele bune. Thank you.